Tehnici de lucru combinate în realizarea unei felicitări pascale, clasa 1. Scopul acestei activități este acela de a realiza o felicitare pascală din bucățele de hârtii colorate, reciclabile, folosind ștrasuri simple. Activitatea vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Pentru a confecționa această felicitare avem nevoie de următoarele materiale: o hârtie A4 cartonată roșie, diverse bucățele de hârtii colorate, ștrasuri simple și un lipit solid. Vom mai avea nevoie de cel puțin un perforator cu model floral, un perforator cu model de fluture, o foarfecă și un pix. Confecționăm această felicitare în mai multe etape de lucru. Mai întâi confecționăm suportul dintr-o hârtie roșie cartonată, prin pliere, trasare și decupare. Apoi perforăm diverse hârtii colorate cu ajutorul perforatorului cu model de floare și fluture. Asamblăm felicitarea prin lipirea florilor și fluturașilor și la final finisăm felicitarea prin scrierea unui mesaj personalizat. Pentru a obține suportul de felicitare, pliem o coală roșie cartonată la mijloc. Pe hârtia îndoită, desenăm cu creionul forma unui ou, astfel încât oul să atingă toate laturile dreptunghiului. Decupează cu ajutorul foarfecii conturul desenat, dar ai grijă ca segmentul delimitat de săgeata verde să rămână nedecupat. Și iată, ai obținut suportul de felicitare. Obține diverse modele de flori și fluturași prin perforarea diverselor hârtii colorate. Apoi decorează floricelele și fluturașii cu ștrasuri simple. Confecționăm firele de iarbă din hârtie verde. Cu ajutorul foarfecii decupăm multe dreptunghiuri subțiri și fine, scurte și lungi. Începem asamblarea felicitării prin lipirea firelor de iarbă pe prima pagină. Lipim alternativ, cu ajutorul lipiciului, firele mari printre firele mici de iarbă. Apoi decorează cu flori și fluturași. Și iată, prima parte este gata. Decorează partea interioară a felicitării după preferință. De asemenea, în interiorul felicitării poți scrie o urare pentru un prieten drag. Iată și alte exemple de felicitări care te pot inspira. Și îți mulțumesc pentru atenție!